Mesajul Sfântului Ioan Gură de Aur pentru tinerii de astăzi. Aceasta a fost tema conferinței care a avut loc marți 5 aprilie în aula Mihai Eminescu a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural Misionar Doxologia și face parte din seria de manifestări culturale Serile Doxologia. Știm cu toții că Sfântul Ioan Gură de Aur este unul dintre Sfinții Părinți care a scris în opera sa și a predicat foarte mult despre problema tinerilor, precum și despre educația copiilor. De aceea vrem să vedem în această seară dacă se mai aplică ceea ce spunea Sfântul Părinte în scrierile sale astăzi, în această lume a vitezei și a tehnologiei. Conferința a avut loc cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în contextul anului omagial 2016, dedicat educației religioase a tineretului creștin-ortodox. Invitații serii au fost scriitoarea Lidia Popița Stoicescu, poetul Marius Iordăchioaia și Părintele Gheorghe Popa, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Important pentru un copil este ca din cea mai fragedă vârstă să-i se dea direcția de dezvoltare morală, spirituală, mai ales sau evident pe baza preceptelor de morală creștină. Suntem în veacul 4, în care veacul de aur al creștinismului, și iată că el a știut să pună punctul pe ei tocmai în ce privește viitorul acestei credințe noi, care avea nevoie de adepți profund pregătiți și profund înrolați în această credință pe cale, adică așezați bine pe cale. În cadrul aceluiași eveniment au fost prezentate cele două volume semnate de scriitoarea creștină Lidia Popița Stoicescu, Adevărul fără plural și Vino, Doamne,